Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată, din nou suntem față în față cu dumneavoastră și noi de aici din studio vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să petreceți următoarele minute cu noi. Așa cum deja v-am obișnuit, și în această ediție vă aducem un invitat special, bineînțeles împreună cu o temă de interes, aș spune, pentru zilele acestea. Așa că înainte să începem discuțiile, haideți să-i spunem un venit prietenului nostru, domnul Liviu Miheleanu, un invitat deosebit, întotdeauna un om care a spus da atunci când l-am invitat la o emisiune din cadrul edițiilor Realitatea la zi. Liviu, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, întotdeauna o plăcere! Cu mare drag și pentru noi să stăm din nou față în față la o distanță regulamentară, ca întotdeauna, și bineînțeles pe o temă care necesită, să spunem, în primul rând, o atenție deosebită, o dezbatere publică și mai mult o creștere a cunoașterii în cel puțin în mediul creștin, acolo unde și tu și noi activăm, chiar în mediul creștin evanghelic și nu numai, acolo unde vedem și observăm că din ce în ce mai mult să spunem așa, lipsa aceasta de cunoaștere, de informație, cu privire la tema pe care o să o discutăm și o să o anunț imediat, începe să se lumineze, să se schimbe, să apară, să spunem așa, razele de soare. Ca să introducem tema din seara aceasta, vorbim despre tot ce înseamnă, să spunem așa, intervențiile acestea, procesele acestea pe care un copil le poate avea, un copil în dificultate. Ne vom vorbi despre adopție, vom vorbi și despre alte forme de ajutor al copilului aflat în dificultate, fie că vorbim de plasament familial, fie că vorbim de centre pentru copii, da? Centre acestea, nu știu care mai termină ultim. Servicii rezidențiale. Dar am intulat așa în mod generic tema din seara aceasta, drumul lung către acasă. O temă care dă de gândit doar imediat ce o rostim, drumul lung către acasă. Acum, Liviu, că este un drum, sunt multe drumuri și ăsta e un alt drum. Dar un drum lung, nu ne plac drumurile lungi. Fie când călătorim ne place să mergem, să vizităm, să... Drumurile sunt obositoare în general. Așa că, hai să vedem. Cât de lung mai este drumul pentru un copilaș într-o situație dificilă, da, care are nevoie de asistență unei familii, de un ajutor potrivit? Cât de lung mai este drumul unui copil în această situație? Comparăm cu ce știi tu de acum mulți ani înainte, atunci când tu ai început activitatea aceasta în domeniul adopției, și mai mult trebuie să menționez, să aduc aminte telespectatorilor noștri, că ești, da, om de business, ești om corporatist, tată, părinte, da, familist, și mai mult îți dedici foarte mult timp în, să spunem, tot ce înseamnă activitatea aceasta de promovare a adopției, a demonătățirii legislației, asta și în calitate de om care este implicat trup și suflet, dar mai ales în calitate de președinte al organizației Alianța România Fără Orfane. Organizația pe care o conduci și, slavă Domnului, o vedem prezentă din foarte mult timp în spațiu public. Da, oricât ar fi, timpul acesta este lung pentru un copil. Vorbim de copiii care își pierd părinții la un moment dat, părinții biologici, în sensul în care rămân fără îngrijire părintească, dintr-un motiv sau altul. În România încă sunt aproximativ 10.000 de copii care în fiecare an intră în sistemul de protecție. Asta înseamnă că nu mai pot fi îngrijiți în familiile biologice și este necesară o măsură de protecție, și aici putem să vorbim și despre ce înseamnă traseul al copilului în acest sistem de protecție. Însă, da, dintre acești 10.000 de copii care intră în fiecare an, aproximativ 60% nu mai pot fi reintegrați în familiile biologice. Deci, să zicem, 4 din 10 copii sunt reintegrați după aceea în familiile biologice, după o perioadă de intervenție, de plasament.
Însă pentru 6 din 10 copii nu mai există această opțiune. Și atunci convingerea noastră este că atunci când un copil își pierde familia, răspunsul nu poate fi decât o altă familie. Și da, în ultimii ani au fost demersuri susținute astfel încât această perioadă în care copilul rămâne într-o situație temporară, indecisă, să fie cât mai scurtă posibil. Din păcate, pe vremea când am început eu să intru în sistemul de protecție, să nu să intru în sistem, ci să înțeleg ce înseamnă sistemul de protecție, am intrat în legătură cu copii din sistemul de protecție și așa am început să văd ce înseamnă o traumă a abandonului, ce înseamnă proces al copilului în sistem. La vremea respectivă, Banca Mondială estima undeva la 7 ani și jumătate timp de ședere mediu al copilului în sistem. Ceea ce însemna că dacă exista o măsură de protecție la un copil care în 2-3 ani ajungea să fie reintegrat sau adoptat, exista un alt copil care nu mai ajungea la niciuna dintre aceste finalități. Nu era nici reintegrat, nu era nici adoptat și rămânea în sistem până la limită de vârstă, când, practic, mai există câteva mici servicii de suport și trebuie să se descurce singur. În toată această perioadă, practic, sistemul de protecție încearcă să ofere o măsură temporară de intervenție, numită plasament, și acest plasament poate fi de mai multe feluri. Poate fi plasamentul familial, atunci când o persoană sau familie, fie că sunt rude ale copilului, cunoscuți ai copilului în dificultate, sau alte persoane și familii care doresc să se ocupe de îngrijirea copilului, își declară disponibilitatea de a face lucrul acesta și atunci primesc copilul în îngrijire până când se finalizează situația lui. Poate fi plasat la un asistent maternal, care practic este un angajat plătit al direcției sau al unui organism privat autorizat în acest sens, o persoană sau o familie care ia în îngrijire copii și sunt plătiți pentru asta, fiind atestați cu profesia de asistent maternal. Da? Deci acesta este jobul lor, să îngrijească de copil pe perioada de intervenție. Sau poate, pot fi servicii rezidențiale. Și aici sunt mai multe tipuri de servicii rezidențiale. Sunt acele mari orfelinate, să zicem, de sorginte ceaușistă, care au început să fie închise. Însă tranzitarea copiilor începe să fie făcută către servicii rezidențiale de mai mici dimensiuni. Cu alte cuvinte, închidem orfelinate mari și deschidem multe orfelinate mici. Ideal ar fi ca tranzitarea copiilor să fie către familii, către plasament familial, fie în asistență maternală, fie către persoane și familii care doresc să facă lucrul acesta. Dar sunt încă aproximativ 14.000 de copii, dacă nu mă înșel, în momentul de față în sistem, care sunt în servicii rezidențiale. În majoritatea serviciilor rezidențiale astăzi sunt de tipul caselor de tip familial, unde sunt 12, maxim 16 copii. Pot fi apartamente sociale, unde sunt 6 copii într-un apartament. Și să zicem, acestea sunt formele cele mai evoluate de servicii rezidențiale, însă atâta timp cât angajații se schimbă pe tură, este greu pentru copil să aibă un atașament față de un adult, și implicit stabilitatea lui psihoafectivă este afectată. Așa este. Și înainte de a vedea care sunt diferențele și care sunt, să spunem așa, avantajele, dezavantajele, aș vrea să privim toată această discuție din perspectiva copilului sau interesul suprem al copilului. Este o expresie foarte cunoscută în zilele acestea, atunci când se vorbește de protecția socială a celor mici, din perspectiva copilului. Hai să ne uităm puțin la legislație. În momentul de față, aș putea spune că avem o legislație stabilă pe care ne putem baza sau încă se mai lucrează? Clar, diferențe sunt, ai spus foarte clar, față de ceea ce a fost înainte, deci nu se compară, dar totuși dacă acum, la nivelul la care ești, tu ca un om care conduci organizația întreagă, ai de-a face zilnic cu ei, dacă consideri că este suficient sau încă se mai lucrează, mai aștept niște îmbunătățiri? Și da, aici sunt câteva nuanțe, pentru că legislația, atunci când ne uităm la ea, putem să o privim din perspectiva adoptatorului,
a persoanei sau a familiei care dorește să adopte și atunci ne uităm la care este procesul de atestare, procesul de intrare în potrivire cu un copil care nu a mai putut fi reintegrat în familia biologică și a fost deja declarat adoptabil și mai departe. Deci aceasta este o zonă și cealaltă zonă la care trebuie să ne uităm este ce se întâmplă cu copilul din momentul în care intră în sistem, care este parcursul lui, cât timp stă în plasament familial, unde stă în plasament, dacă nu cumva este nu în plasament familial, ci rezidențial și așa mai departe. Ei, în cele două situații le-aș trata diferit pentru că și situația legislativă și faptică la momentul de față este diferită. Să începem cu familia. Da? Familia, o persoană sau o familie care dorește să adopte un copil în România. În 2004 s-au făcut câteva mari greșeli în domeniul adopției. Pe fondul integrării în Uniunea Europeană au fost impuse, da, au fost și pe repede înainte și niște lucruri impuse. Ideea era că adopția a fost foarte mult îngreunată la momentul respectiv. Ei, nu mai suntem în situația aceea. Au fost făcute mai multe modificări, unele substanțiale. La momentul de față, în perspectiva legii privind regimul juridic al adopției, în perspectiva procedurilor de declarare a unei persoane sau familii ca persoană aptă să adopte, este unul dintre cele mai fluide procese din Europa. Deci eu nu cunosc un sistem mai fluid decât cel pe care îl avem noi în Europa. Din perspectiva adoptatorului, da? Deci fac mențiunea aceasta din nou. De ce? Adoptatorul, practic, are un set de documente pe care trebuie să le pregătească, le depune la Direcția pentru Protecția Copilului, Biroul Adopții. Din momentul în care depune aceste documente, direcția are la dispoziție 90 de zile pentru atestare. Este cel mai scurt termen pe care îl cunosc din Europa, Statele Unite, deci cel mai scurt termen pe care îl cunosc de atestare a unui adoptator. În 90 de zile. Asta înseamnă 3 luni de zile. Ei, în aceste 3 luni de zile, asistenții sociali și un psiholog din direcție vor trebui să vină la familia acasă, să vadă unde locuiește, dacă sunt condiții corespunzătoare. Și nu este nevoie să ai proprietate personală. Poți să stai în chirie, poți să stai incomodat, poți să stai în orice formă legală, orice formă prin care demonstrezi că tu în mod legal locuiești acolo și există suficiente condiții pentru locuit. Din nou, nu sunt limite de număr de camere, de... dar sunt câteva lucruri pe care tu ca adoptator trebuie să le iei în considerare. Ai suficient spațiu să îngrijești de 1, 2, 3 copii cât îți dorești să adopți. Sunt chestiile practice pe care trebuie să ți le pui tu în perspectivă ca adoptator. În rest, nu sunt limite foarte restrictive în direcția aceasta. Nu există limite specificate legal pentru venit. Și am avut multe discuții pe tema asta. Am ales să nu impunem astfel de limite pentru că România este foarte diversă. Avem zonele rurale unde omul își cultivă în spatele casei roșiile, castraveții, își ia laptele și așa mai departe. Ei, oamenii aceștia nu au nevoie de foarte multe resurse, de, nu știu, 3 salarii minime sau nu știu ce, ca să poată să îngrijească de 1, 2, 3 copii. Și atunci evaluarea socială ia în calcul toate aspectele acestea. Avem o familie, spre exemplu, care s-a atestat în condițiile în care veniturile nu erau suficiente. Ei aveau deja doi copii, un copil biologic, doi copii în plasament și au adoptat încă un copil cu nevoi speciale, cu dizabilități, în condițiile în care ei nu aveau venituri să susțină așa ceva. Însă, alături de ei a fost o comunitate, a fost o biserică care a spus noi vrem să sprijinim familia aceasta și noi ne angajăm ca în fiecare lună să avem oameni din biserică care să ducă copiii la terapie și așa mai departe. Să avem o sumă de bani pe care o alocăm în fiecare lună, astfel încât familia aceasta să îngrijească de un copil. Asta se întâmplă în România, apropo. Da? Wow. Deci, copil cu dizabilități. Și atunci asistentul social de la direcție a trebuit să ia tot contextul acesta în calcul. Bun, oamenii pe salariu nu au atâția bani, dar există sprijin comunitar, există o rețea de suport în spate
care face posibilă această adopție. Și atunci, această adopție este în curs de finalizare. Da? Din nou, au fost lăsate, din punct de vedere legal, niște libertăți în perspectiva veniturilor, spațiului și așa mai departe, tocmai ca, pentru ca evaluarea socială să aibă în vedere fiecare situație în parte. Da? De aceea, din perspectiva adoptatorului, lucrurile sunt fluide. Există, evident, câteva restricții în privința persoanelor care nu pot să adopte. Și poate ar fi bine să le menționăm succint. Nu poți să adopți dacă, spre exemplu, ai copii în sistemul de protecție. Ceea ce este logic, evident, da? Este de bun simț. Ai un copil în sistemul de protecție, reintegrează-l. Da? Ia-ți copilul acasă și după aceea, după ce îți rezolvi tu situația ta cu copiii tăi biologici, după aceea gândește-te să adopți un alt copil. Da? Este o chestiune de bun simț. Apoi, nu poți să adopți dacă ai avut condamnări definitive pentru vătămarea altor persoane. Da? Asta cumva iarăși este de bun simț. Adică dacă tu ești o persoană agresivă, ai un istoric de agresiuni împotriva altor persoane, cum să am încredere să îți dau un copil în îngrijire? Da? Și nu în ultimul rând, nu poți să adopți dacă ai boli cronice și neuropsihice, iar aici iarăși o să fac câteva observații, pentru că de multe ori apar în practică situații foarte diverse. Spre exemplu, o boală cronică netransmisibilă, dar care nu pune în dificultate viața persoanei. Poate fi sau nu poate fi. O dizabilitate, da? Poate fi sau nu poate fi un criteriu. De exemplu, diabetul. Cum ar fi diabetul, da? Haideți să luăm diabetul în calcul. Ei, atunci când vorbim de boli cronice și neuropsihice, evaluarea socială trebuie să ia în calcul câteva aspecte. Există risc de transmitere pentru copil? Dacă există, atunci mai bine nu. Uh-huh. Da? Pentru că, practic, transferăm o boală copilului și nu este ok. Există risc de deces iminent pentru adoptator? Dacă avem un cancer în metastază, ar trebui să ne gândim că nu este ok ca un copil să vină la noi în familie și să știm că noi o să murim în câțiva ani și acel copil o să-și piardă pentru a doua oară părinții, cel puțin pentru a doua oară, da? Și nu doar atâta, ci va trece și printr-o traumă a decesului părinților adoptivi. Este una când aceste lucruri se întâmplă pentru că nu ai cum să le prevezi, dar atunci când există posibilitatea de a previziona o astfel de traumă, este mai bine să o previi din perspectiva copilului, da? Decât să mergi în direcția asta. Și atunci, din nou, chiar și aici, la boli cronice și neuropsihice, da? Vorbim de niște limitări care să aibă în perspectivă interesul superior al copilului despre care am vorbit mai înainte. Da? Și care este o expresie legală, apropo, din legea 272 privind protecția drepturilor copilului. Bun, deci din perspectiva adoptatorului, să zic, partea până la atestare ca adoptator este un exercițiu relativ fluid, nu ar trebui să ridice probleme semnificative. Da, mai sunt și psihologi în direcții care exagerează, mai sunt și asistenți sociali care exagerează. Un refuz de atestare poate fi contestat, da? Există două etape de contestare ulterioară și au fost situații în care refuzul a fost nejustificat și familia a fost atestată în urma contestării. Deci există și un instrument de contestație în situația în care ajungem la concluzia că nu a fost pertinent refuzul. Și din perspectiva aceasta lucrurile sunt fluide și cred că foarte mulți dintre ascultătorii noștri s-ar putea atesta cu brio dacă ar depune actele pentru atestarea ca adoptator. Ei, o altă etapă din perspectiva adoptatorului este intrarea în potrivire și venirea în familia copilului. Și aici, iarăși, până în 2016, această potrivire era una
ca un fel de blind date, adică tu îți bifai acolo care sunt criteriile pe care dorești să le aibă copilul pe care vrei să-l adopți și bineînțeles că aceste criterii trebuie să aibă în vedere capacitatea dată de îngrijire. Da? Deci dacă ești o persoană singură și stai într-o garsonieră, nu o să adopți trei copii. Bifezi că vrei un copil, dacă ești femeie, persoană singură, probabil că vei dori să adopți o fetiță și atunci sunt niște criterii pe care trebuie să ți le stabilești. Care sunt lucrurile pe care tu poți să ți le asumi În procesul acesta? Ceea ce se întâmpla înainte era că aceste criterii erau potrivite oarecum mecanic cu caracteristicile copiilor din sistemul de protecție și nu prea se potriveau. Și atunci oamenii se atestau și așteptau 5-6 ani, nicio potrivire. Deci nu, adopția este imposibilă. Ei, din 2016 lucrurile acestea s-au schimbat. De ce? Această potrivire merge în continuare înainte, dar nu este singura opțiune. Din 2016 a fost deschisă așa numită listă de copii greu adoptabili, care de fapt nu este altceva decât o listă a copiilor care au fost declarați adoptabili și timp de 3 luni nu au intrat în potrivire cu niciun adoptator. Doar ca să vă dau un exemplu, de ce nu intră în potrivire copiii cu un adoptator. Nu se potrivesc criteriile despre care am vorbit anterior. Spre exemplu, un grup de trei frați. Da? Avem o familie care s-a testat pentru un copil, s-a dus la lista de copii greu adoptabili, acolo erau două gemene de 3 ani, inseparabile cu un frate de 1 an și 8 luni și pe care n-au intrat niciodată în potrivire cu nimeni, pentru că nimeni nu s-a testat pentru 3 copii. Da? Și n-aveau cum să intre, erau inseparabili, erau grup de frați. N-au intrat în potrivire cu nimeni și erau pe această listă de copii greu adoptabili. Pe scurt, în 6 luni de la depunerea actelor, familia asta a avut 3 copii acasă. Slavă Domnului, frumos! Da, din nou, în privința listei de copii greu adoptabili, dacă 3 luni de zile nu intră în potrivire cu un adoptator, se regăsește acolo. Dacă în 3 luni de zile intră în potrivire cu un adoptator, dar adoptatorul nu duce demersurile până la capăt, în maxim 9 luni de zile, profilul acelui copil va fi în așa numita listă de copii greu adoptabili, așa se numea în 2016, acum i s-a schimbat denumirea pentru că avea o conotație peorativă. Da, greu adoptabil deja. Greu adoptabil, deja oamenii se gândeau, ce înseamnă și greu adoptabil. Perioada mi se pare destul de scurtă, 3 luni, cred că e puțin. Timp de 3 luni este suficient astfel încât potrivirile acestea teoretice să se întâmple. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că este clar o diferență între așteptarea adoptatorului sau criteriile pe care și le-a pus pentru adopție și realitatea din teren. Și mai bine să existe această vizualizare publică în care adoptatorul merge și vizualizează lista, vede fotografie, vede detalii despre o fișă sintetică, câteva mici detalii despre copil. Să vă dau un exemplu. Cât de important este să vezi o fotografie. Prima familie care a adoptat din Brașov pe lista de greu adoptabili, ei au vrut să adopte neapărat gemene, deci aveau o fixație cu să fie gemene și să fie de o culoare mai închisă a pielii. Okay. Da? Deci au vrut neapărat să fie, nu neapărat etnie, dar să fie mai măslinii la ten. Și s-au uitat pe, ei fiind albi, da? S-au uitat pe lista aceasta. Și la un moment dat au văzut două fetițe gemene. Deci erau primele profile care apăreau acolo. Au văzut două fetițe gemene, aveau diagnostic retard sever, retard psihic sever. Wow. Și s-au uitat la fotografie, s-au uitat unul la altul și și-au dat seama că acel diagnostic nu este corect. De ce? În fotografie, fetițele stăteau la masă, individual, fiecare cu planșa ei de colorat, colorau la masă, iar asistentul maternal era undeva în spate. Și ei s-au uitat unul la altul și au zis, cum poate să aibă un copil retard psihic sever și să lucreze autonom? Adică stă singur și își colorează singur. Ăsta nu e retard sever. Vrem să vedem copiii. S-au dus în mediul de viață, au văzut copii, niște fetițe absolut senzaționale, le-am cunoscut, sunt minunate, deci superbe. Bineînțeles că nu era vorba de niciun fel de retard acolo, dimpotrivă, sunt niște fetițe vesele și așa mai departe. Dar ce se întâmplase? De ce era acel diagnostic acolo?
Pe acea potrivire, venise o familie înainte, care, înainte să interacționeze cu copiii prea mult sau așa, au vrut să le facă o evaluare psihiatrică. Au luat fetele de acolo, le-au dus în fața unui psihiatru, fetițele fiind mici, deci aveau 6 ani când au fost adoptate de familia aceasta, deci erau înainte s-a întâmplat evenimentul. Fetițele pur și simplu s-au blocat în fața unui halat alb, nu au interacționat deloc cu medicul psihiatru. Medicul, după oarecare interacțiune, a trecut acolo retard psihic sever. Și acel diagnostic, bineînțeles, că a intrat în fișa copiilor. Copiii n-au mai intrat în potrivire cu nimeni din momentul acela, clar. Pentru că toți adoptatorii, când vedeau retard psihic sever, ups, aici nu mai intru în domeniul acesta. Și dacă nu ar fi văzut fotografia, o poză, valoarea unei poze, să poți să vezi o poză a copilului. Dacă n-ar fi văzut fotografia aceea, probabil copiii ar fi fost în continuare în sistem și n-ar fi intrat în potrivire cu nimeni. Extraordinar, uite, sunt povești reale din practică, povești care, cum să spun, pot influența viața unui copil pentru totdeauna. Da. Asta nu înseamnă că nu există și diagnostice reale. Asta nu înseamnă că nu există copii cu dizabilități severe. Asta nu înseamnă că toate diagnosticile de acolo sunt greșite, dar trebuie văzut copilul în mediul de viață. Am avut, apropo de povești, am avut o familie care a vrut neapărat să adopte un copil cu epilepsie. Ea lucra în domeniu, cerceta domeniu, știa foarte bine despre ce este vorba. A zis, eu știu că copiii cu epilepsie de obicei nu sunt adoptați, vreau să caut un copil care are epilepsie. Și a căutat un copil care are epilepsie, s-a dus, l-a văzut în mediul de viață, copilul nu avea absolut nimic, nu avea epilepsie. Când a fost până într-un an de viață, a avut niște convulsii febrile și rapid medicul de la urgențe a trecut epilepsie. Din păcate a luat și o perioadă de tratament, o scurtă perioadă, e adevărat, dar diagnosticul i-a rămas și n-a intrat în potrivire cu nimeni. Clar. Din momentul acela. Deci copilul, aș spune că pentru părinții care doresc să adopte, este puțin mai ușor decât pentru copil. Pentru copilul, în momentul în care intră pe o listă ca aceasta, dacă cineva trebuie să facă un efort ca să meargă puțin mai în amănunt, în mai adânc, să spun așa, în cercetarea lui ca persoană, să vadă dacă, într-adevăr, ceea ce primește pe fișa lui descriptivă este 100% real cu ceea ce în realitate e. Și cred că e normal să se vadă, zic. Chiar dacă aș primi o fișă prea excelentă, dacă aș primi niște o descriere așa foarte foarte promițătoare, tot aș mai verifica. Așa aș considera că e normal și cred că majoritatea fac asta. Da. Da, doar ca să ducem procesul până la capăt din perspectiva adoptatorului, din momentul în care adoptatorul vede copilul în mediul de viață, din momentul acela trebuie să se decidă dacă merge mai departe în procedura adopției sau dorește să se oprească și să vizualizeze alte profile. Și dacă dorește să meargă mai departe, sunt o serie de vizite care trebuie făcute la domiciliul familiei care îngrijește copilul sau a serviciului rezidențial respectiv. După aceea, cel puțin o dată, copilul trebuie să vină în mediul familiei, viitoarei familii, cel puțin o vizită și să doarmă o noapte acolo ca o perioadă de tranziție, de acomodare. Și după ce părinții adoptivi declară că doresc să primească încredințarea copilului în vederea adopției, copilul vine timp de 3 luni de zile la adoptator și, practic, ulterior, după aceste 3 luni de zile, dosarul merge pentru încuvințarea adopției, ceea ce înseamnă cumva finalizarea acestui proces, după care mai urmează 2 ani de monitorizare post-adopție, dar din momentul încuvințării, practic, copilul are numele părintelui adoptiv, se schimbă certificatul de naștere și din momentul acela are aceleași drepturi și obligații ca și orice copil biologic. Nu mai există niciun fel de diferență juridică între copilul adoptat și copilul biologic. Acum, aici aș mai puncta un aspect. Aș recomanda adoptatorilor să deschidă foarte mult ochii înainte să fie copilul încredințat în vederea adopției
Și după ce copilul vine în încredințare în vederea adopției, să nu mai renunțe la adopție, deși există această perioadă de 3 luni de zile când ei se mai pot răzgândi. De ce? În primul rând, din perspectiva copilului, asta va fi un nou abandon. Copilul vine în familia adoptivă. Pentru el, procedurile astea, încredințare, încuviințare, sunt niște lucruri care nu le percepe. El percepe că a venit într-o nouă familie. Și în momentul în care familia respectivă renunță la el, în momentul acela este o nouă rupere, o nouă traumă, un nou abandon. Da. Deci să nu repetăm ceea ce au făcut părinții biologici. Da. Părinții biologici au făcut lucrul acesta, să nu repetăm noi această traumă în situația unui copil. Mie mi-a fost dat să văd situații foarte grele. Copil care a ajuns nici măcar în familia adoptivă, într-o familie de plasament, și familia respectivă a renunțat la copil. Cred că trecuse aproape un an de zile de când s-a întrerupt acel plasament și el încă îmi vorbea despre scaunul din mașina familiei pe care el o considera familia lui. Și trauma a fost atât de severă după acest al doilea abandon, încât evoluția psihică a copilului a mers spre o tulburare bipolară și acum este într-un centru pentru copii cu dizabilități psihice severe. Wow. Da? Deci să nu ne jucăm cu zona asta. În momentul în care am decis că mergem pe opțiunea adopției și copilul vine în încredințare în vederea adopției, opțiunea aceea să rămână definitivă și să ne asumăm toate consecințele de rigoare. De foarte multe ori, nu, de cele mai multe ori, în această perioadă, copilul începe să testeze domeniul. Din punct de vedere psihologic, copilul și-a făcut un șablon. Peste tot pe unde am fost, dacă am întins suficient de mult limitele, am fost abandonat. Și cumva va testa acest șablon și în familia adoptivă. Va întinde limitele de autoritate, va întinde toate limitele posibile ale părinților adoptivi, astfel încât el să își justifice, să își stabilizeze cumva acest pattern psihologic. Ei bine, rolul părintelui adoptiv este să îl facă pe copil să înțeleagă că de aici nu se mai pleacă. Că aici este pentru totdeauna. Că asta este o familie pentru totdeauna. Asta îi dă copilului siguranță, stabilitate. Și este baza de la care se pleacă în vindecarea traumei unui copil. Stabilitatea pe care o poate oferi, dragostea aceea necondiționată, orice ai face, oricum ai fi, eu te iubesc și sunt pentru tine aici, iar tu ești copilul meu și eu sunt părintele tău pentru totdeauna. Aceasta este baza, fundamentul pe care se va clădi orice altceva. Dacă lucrul acesta este un nisip mișcător, nu vom putea lucra niciodată la vindecarea traumelor copilului. De aceea este important în aceste 3 luni să nu se mai renunțe la adopție. E esențial pentru integrarea copilului. De cele mai multe ori, există o schimbare radicală din momentul în care copilul își vede, mai ales dacă este un copil mai mare, care vorbim de 7, 8, 10, 11 ani, poate chiar mai mare. Există o schimbare radicală din momentul în care își vede numele pe certificatul de naștere cu numele părintelui adoptat. Da? Deci în momentul în care are un nou certificat de naștere, în care numele de familie este numele părintelui adoptiv, numele părintelui adoptiv, din momentul acela, de cele mai multe ori există o schimbare foarte mare și stabilitatea copilului, înțelegerea că este acolo, are apartenența în familie, identitatea, nu este doar o hârtie certificatul acela de naștere. Pentru el are o mare importanță. Pentru el are o importanță covârșitoare și comportamentul lui începe să se schimbe foarte mult din momentul acela. Da, este pentru că, dacă fac o comparație cu
copiii noștri biologici, nimeni nu dă atenție pe certificatul de naștere. Poate cine știe că da, este acolo dintotdeauna, ca să zic așa. Dar gândiți-vă la ce se întâmplă din punct de vedere psihoafectiv în tot acest traseu al copilului, instabilitatea de care are parte, întinderea limitelor tocmai pentru a justifica lucrul acesta și la un moment dat vede că ok, oamenii ăștia chiar sunt pe bune. Chiar îmi doresc binele. Da, chiar sunt aici pentru mine și pentru totdeauna. Și de aici începe schimbarea, de aici începe transformarea, de aici începe vindecarea, de aici începe integrarea în familie. Până acolo a fost, să zic, pregătirea. Da, practic de aici începe munca, nașterea aceea din inimă, așa cum folosiți voi foarte frumos expresia aceasta, copilul adoptat este copilul născut din inimă. Da. Iar mi-a plăcut și vreau să mi-aduc aminte, mereu mi-aduc aminte de ce mi-ai zis odată într-o emisiune anterioară, că adopția se face nu pentru satisfacerea unei nevoi a părintelui adoptiv. Da, sunt mulți care nu au adopția copii. Nu este pentru ca o familie să aibă un copil, ci pentru ca un copil să aibă o familie. Foarte, aici este, cred că e principiul de bază al ceea ce înseamnă adopție. Pentru că mulți se gândesc că nu avem copii, încercăm, sunt tot felul de metode. De ce la adopție? Ca ultima, să spunem, resursă. Am făcut un studiu în zona bisericilor evanghelice neoprotestante și ceea ce am descoperit este că motivația pentru adopție nu diferă, sau în fine, până la momentul respectiv, nu a diferit foarte mult de populația generală. Undeva la 40% din populația generală, motivația principală este infertilitatea. Ei, surpriză, și la bisericile evanghelice neoprotestante, undeva la 40%, motivația principală pentru adopție este infertilitatea. Acum, eu am stat de vorbă cu multe familii din zona aceasta și am început să înțeleg și parcursul emoțional al unei familii care își dorește un copil, care nu poate să aibă un copil, care are o perioadă de jelire în perspectiva aceasta și după aceea se îndreaptă ca o alternativă spre adopție. Și am început să îmi schimb în timp părerile, să nu mai consider că este chiar atât de rău să pornești din direcția aceasta, doar că pe parcurs cumva trebuie să înțelegem că adopția în cele din urmă nu este o acțiune reparatorie la infertilitate, ci este o ocazie de a fi familie pentru un copil care și-a pierdut familia. Este o oportunitate, până la urmă, pe care ne-o pune Dumnezeu înainte și pe care putem să o acceptăm sau nu. Este o provocare. Foarte clar și sunt total de acord cu tine. M-am tot gândit mereu la ce mi-ai spus și inclusiv la studiul acesta pe care l-ai făcut. Aș fi vrut să te întreb, nu știam dacă este public rezultatele tu fiind... Este. A fost publicat acum 2 luni în revista română de sociologie. Tu și folosești într-un studiu tău personal la școala doctorală și am zis că nu știam dacă este încă public pentru ceilalți. Da. Și cred că mai poți afla multe lucruri de-a lungul studiilor pe care le faci. Apropo, din zona aceasta. Sunt cercetare în derulare, da? Că ești în cercetare și mă bucur că mergi și în direcția asta academică, pentru că e nevoie, cel puțin în zona noastră, se vede clar o nevoie de oameni care să țină cel puțin legătura, ceea ce și faci, de fapt. Odată pe partea legislativă, odată în partea practică și apoi, cum se spune, awareness. Deci răspândirea informației în spațiu public, fie că sunt biserici sau în orice fel de alte organizații, oamenii trebuie să știe că și asta înseamnă o slujire și asta este o componentă a vieții creștine, dacă o luăm. Da, exact, este o parte a vieții creștine pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Nu este o componentă nouă a vieții creștine, pentru că abandonul a existat din totdeauna, ca să spun așa. În societatea iudaică, abandonul nu a existat, n-a fost instituționalizat cel puțin, au fost eventual cazuri izolate, pentru că existau un întreg pachet legislativ, da, care proteja văduva și orfan.
văduva și orfanul, da? Deci acestea erau categorii protejate și atunci când un copil își pierdea familia, existau tot felul de alte mecanisme sociale care practic integra copilul în familia extinsă, în primul rând. Asta este, în familia extinsă. Dar societatea iudaică este aparte în peisajul antic. Pentru că dacă ne uităm la Grecia antică, abandonul era la ordinea zilei. Există o scrisoare din vremea Apostolului Pavel, când era un tată, scria moașei ce caracteristici trebuie să aibă copilul ca să-l păstreze și dacă nu, să-l abandoneze. Abandonul putea însemna chiar crimă, da? Deci putea fi ucis la naștere sau putea fi dat ca și sclav. Societatea romană, la fel. Da? Deci tot ceea ce întâlnim ca și context greco-roman, abandonul era o practică uzuală, socială. Venea tatăl, nu-i plăcea de copil la ușă și veneau negustorii de sclavi, îl luau sau pur și simplu era dus în afara zidurilor cetății și acolo era sfâșia de animale sălbatice. Deci astea erau practici ale societății antice. Și creștinii, când au venit în acest context, au început să fie cunoscuți ca acei nebuni care luau copiii care erau abandonați și îi creșteau, dar nu îi creșteau ca sclavi. Asta era diferența. Nu îi creșteau ca sclavi, ci îi creșteau ca pe copiilor. De fapt, nici măcar ca pe copiilor. Îi creșteau ca și copii ai lor. Da? Deci erau copiilor. De ce? Aveau perspectiva aceasta a adopției și deja Apostolul Pavel, când vorbea despre Evanghelie, deja transmitea această imagine a adopției. Ați fost adoptați ca și fii și fiice în familia lui Dumnezeu. Nu mai sunteți robi, ci sunteți fii. Se folosește deci noi, din punct de vedere al lui Dumnezeu, suntem copii adoptați. Exact, spiritual. Da. Din punct de vedere spiritual, aceasta este imaginea pe care o folosește Apostolul Pavel. Da? O folosește în Galateni, în Romani, în Efeseni. Sunt imagini pe care le folosește și spune noi suntem adoptați de Dumnezeu în familia Lui. Dar vezi, tot spre binele copilului, în speță pentru noi, că noi suntem copii. Și bineînțeles, tot cu o jertfă, jertfa lui Domnului Hristos. Da, sunt câteva caracteristici și similarități. În primul rând, toată responsabilitatea și toată durerea, să zicem, adopției noastre spirituale este purtată de Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este... este o constantă biblică. Dacă ne uităm, spre exemplu, la legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avraam. Dumnezeu îl pune să dispice animalele și cine a trecut pe acolo? Avraam? Nu. Avraam a dormit. A trecut Dumnezeu și pentru Avraam. Așa da? Este. Dumnezeu și-a luat întregul cost al încălcării legământului. După aceea mergem la cruce și așa mai departe. Deci este o constantă în toată povestea aceasta în care Dumnezeu ne arată că își asumă tot costul acestei adopții spirituale, da? Da. Vorbind de această imagine a adopției, își asumă costul adopției spirituale și ne conferă statut de moștenitori. Da? Este un alt aspect care apare în scrierile Apostolului Pavel. Suntem împreună moștenitori cu drepturi cu Hristos, de pline. Cu drepturi de pline, da? În acel loc pe care Dumnezeu îl pregătește pentru noi. Foarte frumos, foarte frumos imaginea. Acum îmi dau seama cât de frumos lucrează Dumnezeu și cum până la urmă lucrarea aceasta desăvârșită din partea lui Dumnezeu, aceea de a ne da o nouă șansă, are un aspect practic și pentru noi astăzi. Absolut. Și imaginați-vă că acum Apostolul Pavel trimite scrisorile acestea în care vorbește romanilor, galatenilor, efesenilor despre cum ne-a adoptat pe noi Dumnezeu și oamenii merg în jurul cetăților și văd copiii care urmau să fie peste noapte sfâșiați de animale sălbatice. Lucrurile erau deja clare că da, era un lucru pe care trebuie să-l faci pentru a arăta cumva ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Era o imagine a ceea ce ai trăit tu din punct de vedere spiritual. Și a fost cumva un element natural de a lua copilul de acolo, a-l duce acasă și a-l îngriji și a-l iubi ca fiind copilul tău. Slavă Domnului! Liviu, mulțumesc pentru explicația aceasta. Și pentru mine personal este încă, să spunem,
o pată mare de culoare, de lumină asupra acestui aspect al adopției și mă bucur că putem împărtăși împreună lucrul acesta. Mai avem câteva minute și aș vrea să te întreb. Am văzut ce faci tu, am văzut ce se poate face cu legislația și știu că lucrați în continuare. E, acum spune-ne ce putem face noi. Da. Ca într-adevăr să ducem și noi mai departe planul acesta al lui Dumnezeu pentru lume. Avem aproximativ 40 ceva de mii de copii în sistemul de protecție. Mai puțin de 20 de mii sunt în servicii rezidențiale. Noi știm din scriptură că copilul trebuie să crească în familie. Da, nicăieri nu găsim în scriptură înființarea unui cort separat, a unei case separate în care să fie îngrijiți copiii. Copiii erau îngrijiți în familie. Ei, dacă noi ne-am duce astăzi la direcțiile pentru protecția copilului și am spune vreau să îngrijesc de un copil care acum este într-un serviciu rezidențial și vreau să iau un plasament familial un copil. Da? În plasament familial, după cum am spus, însemnând perioada până la definitivarea situației, care exact. Poate să însemne reintegrarea în familie biologică, poate să însemne declararea adoptabilității. În situația în care familia are în plasament un copil mai mult de 6 luni de zile, poate beneficia de prioritate la adopția copilului în situația în care devine adoptabil. Dacă am face lucrul acesta, noi am face o dezinstituționalizare peste noapte. Acei 14.000 de copii ar putea veni în familii. Sunt 20.000 de biserici în România. Deci nici măcar o biserică să ia dintr-un serviciu rezidențial un copil. Și s-a rezolvat această problemă. Deci acesta este, să zicem, un aspect imediat pe care îl putem face. Apoi, evident, din perspectiva adopției, avem încă copii declarați adoptabili care nu sunt adoptați. Fie au o vârstă mai mare decât ceea ce stabilesc în general adoptatorii, fie au un grad de handicap, fie sunt cu frați, sunt grupe de frați și așa mai departe. Putem să mergem în direcția asta. Apoi, mai există un aspect pe care acum suntem în discuții și cu autoritatea de profil. În momentul în care unui copil îi se stabilește un plasament în regim de urgență, este dus într-un așa numit centru de primiri urgențe. Dacă copilul are peste 7 ani, dacă are sub 7 ani, trebuie dus la un asistent maternal sau o familie de plasament. Dar problema este că aceste centre de primiri urgențe pot deveni foarte abuzive. De ce? Acolo sunt imigranți, sunt tot felul de situații. Alte cazuri sociale. Cazuri grave, adică vorbim de copiii luați din case cu mascații pentru că există abuzuri severe. Da? Deci în România vorbim de luat cu mascații atunci când sunt abuzuri de viața copilului este pusă realmente în pericol. Da? Și sunt situații grele și avem, din păcate, situații în care copiii au fost luați dintr-o familie cu tată alcoolic și agresiv și violent, au fost duse într-un centru de primiri urgențe și acolo au fost violate de un băiat mai mare, care era și el acolo. Da? Și atunci te întreb ce a fost mai bine. A fost să iei copilul de acolo, dintr-o familie unde era bătut pentru că s-a îmbătat tatăl, și să le duci într-un centru unde au avut o traumă și mai mare, e foarte dificil. Ei bine, lucrurile acestea ar putea fi mult îmbunătățite dacă ar exista așa numite familii de urgență. Da? Ce ar însemna asta? Sunt o familie, o persoană sau o familie, mă pot ocupa de îngrijirea unui copil sau unor copii pentru o perioadă limitată de timp și mă duc la direcție și spun vreau să primesc în îngrijire copiii care ar fi trimiși în centrele de primiri urgențe. Și astfel încât direcția se-l poate atesta ca și familie de plasament, există un proces de atestare cu norme, cu tot, este atestată familie sau persoană de plasament și în momentul în care intră un copil și a trebuit pus într-un centru pentru primiri urgențe, direcția poate să îl placeze într-o astfel de familie.
Acest plasament poate să fie de câteva zile, de câteva luni, câțiva ani, nu știm. Dar nevoia de a suplini acest serviciu prin familii care să facă lucrul acesta este foarte mare. În mod evident, familiile acestea trebuie foarte bine pregătite pentru că vor primi copii cu traume semnificative și vor trebui să știe cum să gestioneze situațiile și așa mai departe. Dar pentru copil ar fi infinit mai bine dacă s-ar întâmpla asta. Un alt lucru pe care eu l-am văzut întâmplându-se și v-am și dat un exemplu mai înainte, este adopția copiilor cu dizabilități. Lucrurile s-au îmbunătățit în ultima perioadă, oamenii au început să adopte, anul trecut am avut mai multe adopții decât în ultimii 20 de ani. Nu 20 de ani cumulați, da? Deci în anul trecut au fost mai multe adopții decât am avut pe an în ultimii 20 de ani. Și îmbunătățirea aceasta este cu adevărat semnificativă, dar ar fi util și vedem întâmplându-se asta ca adoptatorii să meargă și spre copiii care nu au în mod normal șansă la o familie. Evident că în astfel de situații este nevoie de un sprijin comunitar și aici poate interveni biserica locală. Este nevoie de un sprijin al unei rețele de suport pentru că părinții pot să aibă pe umeri o povară mai grea decât ar putea duce în mod normal și atunci este bine să fie cineva alături care să mai ofere momente de respiro. Și probabil și alte tipuri de suport. Dar este o modalitate prin care bisericile, alături de familii care consideră că ar putea să facă lucrul acesta din mijlocul lor, ar putea să fie o mărturie puternică în societate. Decât să stea un copil într-un serviciu rezidențial pentru copii cu dizabilități uitându-se în tavan, nu ar fi mai bine ca acel copil să fie dus în parc, chiar dacă într-un scaun cu rotile, nu ar fi mai bine să fie cineva care să îl strângă în brațe și să-i spună că îl iubește și să îl învelească noaptea. Categoric ar înflori copilul, orice dizabilitate ar avea. Eu personal nu cunosc niciun copil care să fie ajuns într-o familie și să nu înflorească. Toți copiii care au ajuns în familie, deplasament, adoptive, au înflorit. Da, pentru că au găsit locul în care sunt iubiți, acceptați, în care primesc acel confort psihoafectiv de apartenență, de stabilitate, dragoste. Sunt elemente fundamentale pe care fiecare dintre noi le avem ca nevoie. Slavă Domnului, așa să ne ajute Dumnezeu să luăm aminte la cele spuse de tine, la recomandările pe care ni le-ai făcut în seara aceasta. Repetiție mama învățăturii. O să mai reluăm mesajele astea și cu tine, cu siguranță o să, de fiecare dată am să spun întrebarea asta, ce putem face noi sau cât, ce ar mai trebui să facem. Știu că și tu lucrezi din greu la răspândirea acestor informații, în a mobiliza, în a ne face conștienți pe toți cei așa creștini, da? Indiferent de unde suntem, din ce biserică pentru lucrarea aceasta. Da, dincolo de lucrurile pe care le-am spus anterior, dacă intrați pe romaniaforolfan.ro, veți găsi mai multe detalii acolo. Avem lanțuri de rugăciune. Anul trecut am avut 400 de oameni care s-au înscris în lanțurile de rugăciune și în fiecare lună au fost câte 24 de ore puse deoparte pentru rugăciune în direcția aceasta. Și evident sunt și alte lucruri pe care fiecare poate să le facă la nivel practic. Doamne, domnule, Liviu, mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră. Noi îți urăm succes atât în familie, în lucrarea pe care o faci la servicii, în tot ce ți-a dat Domnul să faci și în special la studiul, în domeniul acesta, în studiul la școala doctorală. Dumnezeu să te ajute să te remeni și mai ales ca tot ce faci să se vadă atât în legislație și mai mult în activitățile acestea practice din bisericile din care facem parte. Îți mulțumesc foarte mult! Cu mult drag! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră.
Noi de aici, din studio, vă mulțumim și vă spunem la revedere!